Bună seara, sunt Andreea Sava și urmăriți Descoperiți. De 12 ani la Antena 3 se vorbește și se dovedește că România este o țară cangrenată de o mafie care a fost dirijată din cele mai înalte birouri ale puterii la Cotroceni și servicii. Doar că acum, un fost ministru băsist a și pus totul pe hârtie într-un denunț care a ajuns la DNA și, mai important, și la Departamentul de Stat de la Washington. Ministrul Gabriel Sandu este în pușcărie și nu poate să dea mai multe detalii despre această mafie, dar avocatul lui poate să vorbească și este acum aici și vine cu detalii absolut incendiare, dar și cu documente care vor zgudui inclusiv câteva ambasade. Gabriel Sandu i-a scris și directorului SRI Eduard Helving, aflați imediat ce i-a cerut, fiindcă nu are de gând să rămână singurul care face pușcărie. Vom merge însă mai departe, pe urma banilor și a milionarilor săgeate. Îi vedeți deja în jurul meu. Vă arătăm afacerile care rezistă indiferent de condiții, ceea ce americanii numesc too big to fail, adică prea importante ca să pice, și vedem pentru cine sunt atât de importante și de fapt ce susțin ele. Și am făcut un calcul al tunurilor care au fost date și decontate din banii noștri ai fiecăruia dintre noi. Și am ajuns la o sumă absolut obscenă. Mai întâi însă, un scurt, foarte scurt material despre cei pe care i-a acuzat fostul ministru Gabriel Sandu. Să-l invit aici, la Iași, în această piață superbă, alături de Partidul Democrat Liberal, pe cel care este și va fi viitorul președinte al României, domnul Traian Băsescu. Bine v-am găsit! Pescariu din Mihail și nu voi merge mai departe să dau date, a denunțat cu tot o altă persoană, a denunțat un posibil trafic de influență săvârșit de un fost prim-ministru și s-a denunțat pe el ca și cumpărător de influență. Ia uitați-vă, ministrul comunicațiilor! Microsoft a făcut trafic de influență începând cu anul 2004. Eu am făcut cele două denunțuri și la Departamentul de Justiție al Statelor Unite, Direcția Anticorupție, și la Departamentul de Justiție al Republicii Austria. De ce am fost ales eu? Doar pentru că n-am plătit cei 27 de milioane de euro, plătesc eu pentru toată lumea, am fost ales. Susținut de un grup consistent de oameni politici, în frunte cu președintele Traian Băsescu. Dar și de ofițeri superiori din SRI și STS. Aceștia fiind reprezentanții prim-adjunctului SRI, generalul Florian Coldea, și directorului SRI, George Maier. Societățile bidoane colectoare ale securității. Din aceste societăți, Dorin Cocoș scoate bani pentru președintele Traian Băsescu și Elena Udrea. Ia uitați-vă, ministrul comunicații!